Sunt în munți, pe lângă stațiunea Gura de Ham, pe lângă Valea Cerbului. Și am urcat eu pe cărări bătătorite, dar la întoarcere m-am gândit, după 6 km de cățărat ca oamenii, să cobor ca neoamenii, să zic așa, pe cărările animalelor. Mai că cărările animalelor încep brusc și termină brusc. Și eu iată mă trezesc în hățișuri, uneori sau în povărnișuri abrupte la care trebuie să calci cu grijă ca să nu îți luxezi sau frângi vreun picior, vreo mână. Ca după aceea trebuie să deranjeze salvamontiștii, să te duc pe braț. Și eu n-aș vrea să fac așa pagubă statului. Na, ei oricum îți plătiți. Dar în timpul ăsta, ei sau ele poate ajută pe cineva care chiar are mare nevoie sau stau de gardă ca să fie de ajutor și să nu vină pentru moftul meu. Ce moftă? E curiozitatea de a explora, de a descoperi muntele. Asta e o curiozitate legitimă, nevinovată și care a dus la multe descoperiri sau invenții, nu-i așa? Sau cel puțin a adus experiențe de neuitat pentru oamenii care le-au practicat. Aveți grijă, nu vă porniți și voi la munte în sandale sau în Adidas, iarna de exemplu, sau cu risc de ninsoare. Luați-vă ceva, haine de ploaie, mâncare, apă, să nu stați deshidratați, deshidratate toată ziua. Și îndrăzniți, cuceriți. Mi-am zis că prima dată, prima experiență pe munte a fost cam în primul an de facultate la București, că eu am mai făcut o facultate la Chișinău, că la mijlocul anilor 90, când am mers cu colegul meu de cameră și de facultate, Radu Zara Basarabian, de pe la anii noi, el învăța imagini, eu regie, câteva filme am făcut împreună. Am mers la Sinaia, dar cred că nu era chiar vreme bună de mers cum ne-am pornit noi. E adevărat că la urcat am luat telegondola, cabina, telefericul ce era el acolo. Probabil până la cota 1200 am văzut creste de munți, am văzut gara Sinaia, frumos. Dar înapoi ne-am gândit noi să facem economii, că trăiam din burse studențești. O, în vale văd râu, Valea Cerbului. Și ca să facem economie, am luat-o pe jos. Prin zăpadă. Eu mai aveam niște cizme, ciboțele, nu știu ce, dar el era în Adidas. Și oricum zăpada pe unde ne-am potmolit noi era de jumătate de metru sau de un metru. Noroc că am prins o pârtie de bob, bobsleigh, și aceea ne-a dus mai cumva sigur la vale. Dar altfel era să rămânem împotmoliți în zăpadă. Așadar, e bine să învățăm din propriile greșeli, dar mai bine învățați din experiențele altora. Mă gândesc că e prea abrupt coborâtul aici la râu, așa că o să o colesc. Nu mi-au indicat animalele o cărare. O să o descoper eu acușos. Inventez cărarea lui Brega spre Valea Cerbului. Paradoxal, de cât timp mă învârt eu pe aici, pe munții ăștia, în jurul Văii Cerbului sau a Cerbilor, n-am văzut decât urme de căprioare, eventual cerbi. Erau și mici și mari. Dar animale sălbatice vii, n-am văzut nimic. Nici măcar o veveriță, o viezuri, o
vulpe, un ceva. Nici șarpe, nici șopârle, cum am văzut în Portugalia mai luna trecută. Sărăcuți. S-au împrăștiat săracele animale din cauza oamenilor. Și am mers mult timp liniștit. Acum mai latru și vorbesc la cameră ca să mă fac auzit. Și trosnesc în crengi, vreascuri pe jos. Da, atunci mergeam pe cărare, atent, n-am întâlnit niciun animăluț. Și asta e trist. Na, sunt păsări. Dar păsări din astea văd și un oraș. Trebuia să vin eu în masivul Bucegi, la granița Ploieștilor cu Brașovul, ca să văd păsărelile cele. Hai să-mi fac loc, cât e de la Valea de Copac, e prea abrupt. Uite așa, mă aventurez eu pe munte și vă sfătuiesc și pe voi. Îndrăzniți că nu mușcă și dacă mușcă, strigați tare. Cam așa.